Să rămâi de bună ziua. Doamnă, fiți drăguță, spitalul din Budești ar necesita să fie redeschis? Are necesitate. Așteptăm de mult, de mult de redeschiderea lui. Așteptăm că suntem bătrâni și bolnavi și nu putem să mergem în altă parte. Unde mergeți, doamnă, dumneavoastră, cei din Budești, când sunteți bolnavi? Când, la București. La București? La București. Și vă permiteți, aveți bani pentru deplasări? Am sentul bolnav care trebuie să duc mereu la control. Și unde să mă duc mereu cu el? E bolnav. Are mai multe boli. Domnul viceprimar spunea că aici în Budești erau 120 de paturi cândva. Cred că am vizitat spitalul. Sunt mulțumit și de medicii care au fost aici. Dânsul și-a propus ca să reabiliteze acest spital cu ajutorul guvernului. Foarte bine. De urgență. Da. E o măsură bună, îl susțineți? Ar fi foarte bună și îl susținem din toată inima. Bine, doamnă. Uite să mai vorbim cu un cetățean din... Sunteți din Budești? Aparțin de Budești. Aparțineți. Ce părere aveți, domnule, despre un spital în Budești? E necesar? E necesar, domnule. Aveți copii? Am copii, am doi. Eu și... sunt bolnav. Când ajung, când o să ajung la Budești, ajung la București. Sunt bolnav. Deci nu e corect. Aici e un oraș, totuși. Nu e o comună sau... Normal. Când era, cât era de necesar, cum era cea copilul puțin, ajungeam la spital la Budești. Acum trebuie să stai, să te duci la Oltenița, de la Oltenița te duci la București. Am înțeles curse multe cu ambulanța. În condițiile în care sunt drumuri naționale, accidente. Normal, dar câte nu se întâmplă. Iarna sunt străzile înzăpezite. Înzăpezite, ce să facă și ei? Deci e o nenorocire cu care se confruntă orașul Budești. Da, da, care a făcut. Ce părere aveți despre domnul viceprimar care vrea să reabiliteze spitalul ăsta? O plăcere foarte bună. Bine, da, vă mulțumesc mult. Sunt de acord.